După care, dacă vor să spună două, trei cuvinte, le vor spune. Dacă nu, după partea domnului Uncu, va începe un dialog, în special între ei și cu domnul Uncu sau cu publicul, cine dorește și cine se simte în stare. O să iau un pic la premiul pentru locul 3. Locul 3 a fost obținut de eseul domnului Vlad Modoran. Doar un singur lucru aș vrea să spun, că Russell Kirk este un gânditor care merită toată atenția noastră, mai ales în aceste vremuri în care, cu regret, trebuie să mărturisesc conservatorismul, are avocat destul de ineficienți. Conservatorismul poate fi și inteligent, poate fi și cult, poate să fie moral și ar fi bine să ne aducem aminte de aceste lucruri, pentru că lupta politică e bună, dar victoriile cu orice preț au prost obicei de a se întoarce împotriva noastră. Și spun asta pentru că eu sunt pasionat de politică americană și regret ce se întâmplă dincolo de ocean. Aș vrea mai mult din partea lor noștri, pentru că, până la urmă, conservatorismul este cel care trebuie să apere ordinea morală a lumii. Atât. Mulțumesc. Să vedem ce-o câștigat în preză. Pe locul 2 s-a clasat eseul domnului Horațiu Trif. Pentru a vedea din nou ineficiența Ministerului Transporturilor, pentru că am fost după care am fost prins în ambuteajul metrajului în București. Welcome to Fira. Am fost prins în ambuteajul cu taxiul până aici. Și Uber trebuia să sunt puțin emoționat, nu m-am fost să câștig. Am scris, la întâmplare, am citit foarte puțin Russell Kirk. Am citit din Conservative Mind, o bună parte a cărții. Însă, destul de rapid, ca să spunem așa, și când am auzit vestea acestei competiții pentru eseuri, am zis, hai să scriu câteva cuvinte. M-am luptat foarte mult cu limitele, pentru că erau o limită de 12.500 de semne. Aveam foarte multe de spus pe tema conservatorismului. Dincolo de, să spunem, ceea ce consideră și Vlad, nu? Că, din păcate, conservatorismul pierde teren în fața stângii. Teza mea a fost aceea că, până la urmă, conservatorismul este ceea ce trebuie să mai păstreze în caderința către lumea spiritului, pentru că, până la urmă, aceasta este arma fundamentală pe care o putem opune oricărui tip de anarhism, ce pornește, până la urmă, de pe baze ontologice și metafizice. Conservatorismul, prin urmare, nu poate să câștige bătălia dacă merge doar prin măsuri politice și economice. Acesta trebuie să fie corolarul unor principii care pornesc un pic de adânc, ca să spunem așa. Și de asemenea am vrut să spun că, până la urmă, conservatorismul trebuie să fie conștient de antinomia în care se găsește, întrucât, deși vrea să mențină ordinea morală a lumii, conservatorul totodată este cel care știe că trebuie deschis orizontul unei adevărate schimbări, pentru că, până la urmă, știm cu toții, conservatorismul nu este o simplă închistare sau închilozare în niște stări vetuste, nu? Ci e vorba despre deschidere către transcendență.
Iar transcendența, știm bine, Dumnezeu este, ca să spunem așa, dincolo de determinațiile gândirii noastre și un conservator care tinde către această deschidere către principiu trebuie să înțeleagă unitatea și identitatea în schimbare. Iar cuvântul schimbare este, până la urmă, punctul de dispută cu stânga. Stânga înțelege foarte prost schimbarea. Stânga are impresia că schimbarea trebuie să însemne distrugerea a tot ceea ce a fost, demantelarea a tot ceea ce a fost clădit până acolo, întrucât știm că în istorie lucrurile care sunt construite tind în cele din urmă să fie cumva distorsionate datorită limitelor noastre umane. Cam asta este. Câștigătorul acestei ediții, sper să fie prima ediție, deci asta am exprimat, acestei ediții al concursului de eseu radical lui Russell Kirk, este Andrei de la Rod. Student la Cluj. Mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Eu sunt student la Cluj, sunt student la anul 3. Și Remus mi-a furat gândul, fiindcă exact asta vreau să spun și eu, cum l-am cunoscut pe Russell Kirk. E un proces foarte interesant, mă aflam la Biblioteca Centrală Universitară și am dat peste imaginația morală. Nu erau prin biblioteci și nici în librării, mă scuzați, o avem doar în bibliotecă, într-un singur exemplar. Am început să-l citesc neștiind de concurs, neștiind că există un institut care se ocupă de această problemă. Și m-a fascinat, în primul rând, hai să spun, conceptul său de conștiință normativă, de imaginație morală, de lucruri permanente, da? Lucrurile permanente, pe la, de la T.S. Eliot până la urmă, totuși au un adevăr metafizic transcendent. Și când mă refer la aceste lucruri, vreau să vă dau un simplu exemplu. Când vorbim de principii ca să nu ucizi sau să nu furi, acestea sunt principii cu valoare universală și permanente deopotrivă. Imaginați-vă puțin o revoluție bolșevică care ar fi respectat aceste principii. Sună foarte comic, fiindcă tocmai opusul ei a permis succesul acesteia. Deci, anumite principii morale există în mersul istoriei. Fiindcă un student care citește, să spunem, multă istorie și care acumulează niște lecturi, își face o imagine asupra fundamentelor binelui și răului. Își pune întrebări și spune, bun, vedem procesele istorice. Cum ne explicăm că unele sunt bune, unele sunt benefice? Avem secole de progres, apropo de acest termen care este destul de ingrat în rândul conservatorilor. Totuși, există epoci mai luminoase și, în același timp, eșecuri. Și eșecurile care sunt tot în numele progresului, unele, cum e Revoluția Bolșevică. Și atunci, el își alcătuiește un sistem moral în interiorul minții sale și în analiza sa istoriografică, să spun. Și așa mă consideră la conservatorism și la Russell Kirk. Am găsit imaginația morală, apoi The Conservative Mind, și ulterior mai multe articole. Tensiunea dintre progres și tradiție poate fi explicată foarte ușor. Ne imaginăm progresul. Ele sunt două tendințe existente în societate. Nu putem nega existența unuia sau altuia. Însă, există o schemă foarte reprezentativă pentru acestea. Progresul este o poșniță subțire la nivelul transindividual al societății. Este o forță inerentă evoluției umane. Totuși, există un flux ca un râu, un fluviu de tradiție, de etos, care este până la urmă, haideți să spunem, substratul, mentalitatea. E lucruri care se schimbă foarte greu. E mai exact permanența societății. Aici intervine un nou aspect. Relația naturală dintre această poșniță, această linie subțire de tradiție, de progres, de noutate și tradiția, acel fluviu, este de dialog, de interacțiune și de intercondiționare. În schimb, Revoluția Bolșevică, Revoluția Sângeroasă în general, în numele unei utopii, distorsionează și distruge acest raport natural de dialog între progres și tradiție. Conservatorismul vine până la urmă să restituie normalul societății, să restituie normalul istoriei și această linie mediană, dar nu mediocră, de obicei în epoca extremelor și a tensiunii dialogului și a violenței afirmației, vorbim de extreme, da? E bine să fie la stânga sau la dreapta radical,
Nu, e o linie mediană a moderației, prudenței, până la urmă, dacă vorbim și de spațiu anglosaxon și de acel spirit, care nouă ne este străin, e drept. Suntem cultural diferiți față de ei. Dar noi nu trebuie să spun, conservăm foarte mult, ci trebuie să construim un conservatorism autentic. Vă mulțumesc foarte mult! Eu avem echipă, avem valoare. După cum vă spuneam, soția domnului Kirk, Russell Kirk, parcă l-am și fi cunoscut, eram numit domnului Kirk, soția lui Russell Kirk este în viață, înțeles, în Statele Unite ale Americii,